Cancelarul austriac Sebastian Kurz și prim-ministrul danez Mette Frederiksen au participat la o întâlnire la nivel înalt cu primul ministru Benjamin Netanyahu la sfârșitul săptămânii trecute, pentru a discuta înființarea unui fond comun în domeniul medical, în mod special pentru cercetarea virusilor, dezvoltarea și producerea de vaccinuri. Salutându-i pe cei doi lideri, Netanyahu a remarcat că aceasta este o zi specială în care doi lideri europeni dinamici se reunesc la Ierusalim pentru a discuta despre modul în care se continuă lupta împotriva COVID. Cei trei au discutat înființarea unui fond comun de cercetare și dezvoltare în domeniul medical al Austriei, Danemarcii și Israelului, în contextul medical mondial. Cele trei țări își unesc forțele pentru a-și proteja cetățenii prin unirea resurselor. Au fost discutate abilitatea de a produce vaccinuri, cercetarea și dezvoltarea vaccinurilor și a medicamentelor, cooperarea în domeniul reglementării, strategia de ridicare a restricțiilor și protejarea sistemului educațional. Directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, Rafael Mariano Grossi, a dezvăluit că există posibilitatea unui nou acord tehnic cu Republica Islamică Iran, în cadrul căruia experții tehnici ai organizației de supraveghere se vor întâlni cu omologilor iranieni. Scopul întâlnirii este încercarea de a clarifica întrebările cu privire la materialele nucleare care au fost descoperite în locațiile nedeclarate. Când a fost întrebat dacă noul aranjament va acorda agenției acces la locațiile suspectate de activități nucleare nedeclarate, șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomică s-a arătat optimist. Țările occidentale, semnatare a acordului cu Iranul, în mod special G3, Marea Britanie, Franța și Germania, depun eforturi susținute de a reactiva acordul programului nuclear cu Iranul. Deși America, sub administrația Biden, a oferit de mai multe ori mesaje de apropiere față de Iran, acesta din urmă nu dorește un dialog concret cu America până când aceasta nu ridică în totalitate sancțiunile dure, care au lovit puternic economia iraniană. Ministrul israelian al apărării, Benny Gantz, a avertizat într-un interviu exclusiv pentru Fox News că dacă comunitatea internațională nu reușește să împiedice aspirațiile de înarmare nucleară a Iranului, Israelul va fi obligat să acționeze independent. Papa Francisc a trimis un mesaj președintelui israelian Ruven Rivlin în timpul zborului său deasupra Israelului în drum spre vizita sa istorică în Irak. Avionul în care se afla Papa Francisc a primit accept să traverseze spațiul aerian israelian sâmbătă seara pentru zborul său de la Roma către Bagdad. Controlorul traficului aerian din nordul Israelului a transmis președintelui Rivlin un mesaj înregistrat al pilotului Alitalia, care a zburat sâmbătă cu Papa Francisc către Irak. În mesajul trimis de pilot în numele Papei, el a spus: Excelenței sale Ruven Rivlin, președintele statului Israel, intrând în spațiul aerian israelian în călătoria mea apostolică în Irak, vă trimit salutări calde dumneavoastră și cetățenilor țării dumneavoastră. Controlorul traficului aerian i-a mulțumit pilotului și a promis că va transmite mesajul președintelui, care a fost profund emoționat de cuvintele amabile din partea papei, cu care este în contact strâns și cald. Papa Francisc a vizitat Țara Sfântă în mai 2014, fiind al patrulea papă care a făcut acest lucru. Rivlin s-a întâlnit cu papa în noiembrie 2018 la Roma, într-o vizită oficială la Vatican. Trei pescari care navigau pe coasta fâșiei Gaza duminică au fost uciși de o explozie, probabil de o rachetă test trimisă de organizația teroristă Hamas. Cei trei bărbați, doi frați și un verișor, au fost uciși în larg, pe mare, în momentul în care a avut loc o explozie lângă barca lor. Armata israeliană a declarat că nu a fost implicată în incident și că nu a tras asupra bărcii, respingând acuzațiile locale că ar fi provocat explozia. Surse citate de TPS au raportat că Hamas a efectuat un test de rachetă duminică dimineața și că aceasta ar fi putut fi cauza incidentului. Daoud Kutab, jurnalist palestinian la Al Monitor și Arab News, a raportat că pescarii au fost uciși de o rachetă lansată cel mai probabil din greșeală de către palestinieni. Hamas lansează în mod regulat rachete în largul mării din regiunea Gaza ca parte a eforturilor sale de dezvoltare și testare a armamentului. Grupurile teroriste din Gaza au reușit să-și completeze rezervele de rachete și se estimează că au cel puțin 10.000 de rachete în posesia lor.